Ok? O să mă ridic să mă vezi. Poate te mai relaxezi un pic. Azi e ziua mea de naștere, vreau să ajung întreg acasă. N-aș vrea să mă rup în două bucăți. Deși nevastă mea ar prefera mai mult bucata de jos. Nu sunt înarmat. O să mă apropii să vezi cu ochii tăi, e bine așa? O să mă apropii încet, foarte încet. Și eu pot încet că sunt bătrân. M-au lăsat genunchii, spatele, m-a cam lăsat totul. Știi ceva? Și eu am fost în armată. Acolo mi-am futut genunchii și spatele. Eu știu ce e în capul tău acum. Te întreb oare, cine e la bagiul ăsta? O fi singur? Cum de știe cum mă cheamă? Poate e la derută. Mă ține de vorbă până tovarșii lui vin pe spate și mă atacă. Eu știu că acum îl înjur pe Lupescu de sar capacele că nu ți-a asigurat spatele, nu-i așa? Ia uite la el. Ia cu te vor mai bine. Tu n-ai față de criminal, nu-i așa? Ceea ce e bine pentru mine. Uite cum faci. Eu o să mă dezbrac ușor. Să-ți arăt că nu am nimic de ascuns în haină. Ok? Ușor. Ușor. Nu am nimic de ascuns. Eu știu cum te cheamă pe tine. Și ar fi corect să știi și tu cum mă cheamă pe mine. Sunt Leonard, sunt de aici din Lugoș. Lucrez în construcție. Am doi copii, pe nevastă mea o cheamă Ana. Tu trebuie să fii caporalul Florian Graza, nu-i așa? Alex Lupescu mi-a zis de tine. Ne-a zis de tine. Ne-am întâlnit cu el în drum spre Lugoș. Era singur, neînarmat. Zicea că vrea să ne se alăture nouă, că nu vrea să lupte împotriva noastră. S-a acris și el de ăștia, cum ne-am acris și noi toți. El ne-a zis de cutie, de tine. Știi ce ne-a mai zis? Că voi aveți ceva arme pe aici. Și cred că ne-ar fi de folos la răzmeriță. Văd că a avut dreptate. Mă doare spatele de nu mai pot, frate, de câteva zile. Oh. Deci cum procedăm, caporale, de acum încolo? Vezi tu? Acolo în spate, la vreo 50 de metri, 20 de băieți și fete stau cățărați prin pomi. Așteaptă ordinele mele. Vrei să le dau comanda să vină să atace dealul ăsta? Sau mă inviți înăuntru și discutăm? Ha? Hai bă, Florian, în pula mea, ești tânăr, ești înarmat cu cățeaua. Cățeai spuneam la asta când eram în armată. Eu-s bătrân, bolnav, mi-e fric de mă cac pe mine. Chiar crezi că sunt omul care se te bați? Nici aici nu-i mai cald. Eu te la el, vorbește, progresăm. Miroase a cafea? Marfă de contrabandă? Te descurci? Asta schimbă situația. Hai că vin înăuntru. Vin înăuntru, ok?